Ei, bun găsit tuturor la horoscopul săptămânii 29 ianuarie, 4 februarie. Și asta și m-am gândit mult timp dacă să filmez, dacă să mă întorc la lucru din ianuarie plenar, adică cu toate proiectele pe care le-am avut până acum, sau să aștept luna februarie, dar n-am mai avut răbdare și uite că n-am mai avut răbdare, mă chema horoscopul, așa încât astăzi vorbim despre horoscopul săptămânii. Repet încă o dată data, 29 ianuarie, 4 februarie. Înainte însă de a vorbi despre horoscop, vă reamintesc că pe data de 3 februarie, la ora 11 dimineața, ora României, are loc webinarul intitulat Cele trei fântâni ale abundenței, webinar care va fi evergreen, adică informațiile date în el se pot folosi oricând de-a lungul existenței noastre. Dar vreau să marchez, vreau să punctez deschiderea anului 2024. Este un an dedicat întru totul la abundenței. Dacă 2023 a fost despre noi, alege-te pe tine. Anul 2024 este despre hai să facem niște bani, hai să dobândim niște abundență, hai să facem lucrurile să meargă în zona asta a materialității. Drept pentru care avem acest webinar. Numărul de locuri este limitat și ce rog insistent, pentru că luni vom face o triere. Foarte multe persoane s-au înscris la acest webinar, au completat formularul de înscriere, dar nu au trimis dovada plății. Luni vom da deoparte persoanele care s-au înscris, dar nu au trimis dovada plății, luni pe 29 ianuarie. Pentru că fiind număr limitat de locuri, voi face pe platforma Vimeo de această dată și platforma Vimeo nu îți dă sală nelimitată, îți dă sală virtuală, bineînțeles. Deci nu poți să blochezi locul unei persoane care și-ar dori autentic să vină la webinar versus o persoană care doar se află întreabă și se înscrie ca să se găsească întreabă. Deci până pe 29 aveți timp berechet să trimiteți dovezile de plată pe adresa specifică webinarului evenimente2024@gmail.com. Adresa o găsiți și pe ecran scris acum mare de tot, mare, mare să fie vizibil. Și în acest context și în această lumină și cu o frumoasă laringită, pentru că în Islanda sunt minus 22 de grade, iar eu merg la sport într-un mare fel și na, ești transpirat de la sport și dai cu nasul de minus 22 de grade. Deci, pe acest fundal, hai să vedem ce se întâmplă și încă ceva, dacă se clatină ecranul, să știți că urmează o nouă erupție vulcanică și avem cutremure continui. Aici nu mi-e frică pentru că sunt casele extrem de bine construite, dar s-ar putea să avem problema că se mai bălângâne imaginea și oricât aș încerca să o stabilizez cu ISO, nu merge. Deci, pentru că sunt cutremurele prea intense. Și cu o voce de lebădă, că în Islanda se spune când ai laringită că ai voce de lebădă, să vorbim despre săptămâna care începe. În primul rând, ce este interesant este că această săptămână este sub niște auspicii absolut extraordinare, debutează sub niște auspicii foarte bune, în sensul că pe cer se formează o configurație care se numește Zmeul. Și este una din cele mai benefice configurații astrologice care poate exista. Tot pe cer, săptămâna aceasta, avem două mari trine. Două mari trine. Asta este un lucru care se întâmplă foarte, foarte rar. Și cei care aveți agenda astrologică anului 2024, vă rog, consultați datele, ce aveți de făcut, profitați de săptămâna asta. Asta este o săptămână foarte bună și ați văzut în agenda, în fiecare zi aveți acolo informații pentru ziua respectivă, ora norocoasă, culoarea norocoasă a zilei. Deci folosiți-vă de agenda ca de o unealtă foarte bună în ceea ce faceți, pentru că asta e o săptămână de care trebuie să profităm la maxim cu toții. Să începem periplul nostru cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului.
În această săptămână ar fi bine să te centrezi cât de mult poți pe partea relațiilor sociale sau să acorzi mai multă atenție relației tale de cuplu. Relațiile, comunicarea, socializarea, interacțiunea cu cei din jurul tău devin un element marcant al acestei săptămâni. Și tot ceea ce parafezi, semnezi, bați palma ca și relație, nu neapărat ca și contract, ca și relație, este de foarte, foarte bun augur pentru viitorul tău și, am să spun și cifra, pe parcursul a 24 de ani. Deci dă-i bătaie că asta e una din săptămânile alea foarte speciale pe partea de relaționare. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Ți-aș recomanda să te ocupi un pic de acte, hârtii, documente, pentru că secțiunea bănci, interacțiunea cu băncile, partea de creditare, partea financiară, negociere financiară, este foarte, foarte frumos aspectat și foarte bine aspectat pentru tine în această săptămână. Este o săptămână în care lucrurile se așează pe partea de semnat, parafat, contracte, acte, documente și zona metafizică spirituală capătă un nou contur pentru Taur și marcajele pe Taur. Uite că devii empatic, ți se dezvoltă niște abilități care poate au fost latente până acum sau poate le-ai avut, dar n-ai știut dimensiunea lor reală, cât de puternică sau puternic ești. Și este o săptămână în care vei avea parte de sincronicități, de lucruri care uneori par ieșite din comun și dincolo de lumea obișnuită. Pregătește-te pentru că sunt în favoarea ta, sunt pentru tine și forma Universului de a te anunța, de a te avertiza când ceva nu merge bine. Deci bazează-te pe instinctele astea că sunt foarte bune. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor. Când guvernatorul zodiei tale, Mercur, este în mers direct și este clar și așezat pe Marte, planeta energiei și a staminei și a vigorii emoționale. Și când ești așezat ca și zodie, ca și semn zodiacal, pe tot ceea ce înseamnă studiu, călătorie, drumuri, dezvoltarea unei viziuni noi legate de o altă cultură, prin explorarea unor lucruri noi, diferite de ce ai făcut până acum, sugestia mea ca astrolog este imersează-te, aruncă-te, scufundă-te cât de mult poți în procesul acesta de experimentare. Du-te și experimentează. Experimentează orice ține de viață, dar cu măsură, da? Deci nu exces, ci spun experiment. Este o săptămână în care gemenii își primesc, și marcajele pe gemeni implicit, primesc niște lecții de viață foarte bune, primesc niște informații despre viață foarte interesante. Este o săptămână în care poți descoperi noi adevărurile și chiar filozofii legate de cum să te comporți într-o anumită situație sau cum să abordezi viața. O săptămână a acțiunii, dar a acțiunii prin a învăța. Deci înveți făcând. Faci și înveți. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. Tu săptămâna asta trebuie să fii puțin mai flexibilă sau flexibil și să nu te încăpățânezi pe un anumit drum, pe o anumită direcție. Ai simț practic. Doamne, deci săptămâna asta ne bați pe toți cu simțul practic și poți să pui lucrurile într-un sistem foarte bun al acțiunilor următoare pe care planifici să le faci, indiferent despre ce acțiune este vorba, dar încearcă să fii puțin mai flexibilă sau flexibil, înțelege că nu toată lumea poate să danseze în ritmul pe care tu îl impui, nu toată lumea poate să alerge după viteza pe care o dictezi tu. Este o săptămână foarte bună pentru tine să te ocupi de carieră, stai foarte bine pe casa carierei, să te ocupi de un proiect important la serviciu și vei avea capacitatea să te organizezi foarte bine ca să-l soluționezi la timp, să rezolvi problema respectivă la timp.
Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. Nu te arunca să dai sfaturi legate de acte, hârtii, documente, birocrație, mai ales prietenilor. Este o săptămână în care ar fi bine să te centrezi pe acțiuni ce țin de creativitate, afaceri. Implică aici și comerț, achiziții sau vânzări. Orice act creativ este bine aspectat pe harta ta și este o săptămână în care leul învață să ia atitudine sau să ridice niște granițe bine definite în relație și în raport cu cei din jurul său. Vei ști să pui limite, vei ști să pui bariere, vei ști să tragi linia de acum încolo. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Săptămâna aceasta, uite că ai foarte multă protecție divină. Și când spun asta, îți mai recomand ceva, pentru că protecția asta divină vine ca un cod, vine ca un element secret al existenței noastre. Și ce îți recomand este următorul lucru. Ține cont de semne, dar ține cont de semne până dincolo de univers și înapoi. Dacă, de exemplu, nu știu, pleci la o întâlnire și ceva se strică sau ceva nu funcționează, păi e semn că nu e în regulă. Dacă te duci, nu știu, ai o întâlnire din nou, hai să dăm exemplu întâlnirilor și te învârți 20 de minute și nu găsești niciun loc de parcare, păi frate, nu-i greu de înțeles că locul tău nu e acolo. Deci, ține cont de sincronicități, de coincidențe, că nu există coincidențe, există doar mesaj de la univers. Pentru că universul se pare că în această săptămână te păzește pe tine ca fecioară sau marcaje pe fecioară, ascendent sau lună natală, de erori grosolane, de lucruri care nu ies așa cum ar trebui. O săptămână foarte intensă, profundă, specială pentru tine. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Rezolvi karma trecutului. Săptămâna asta, balanțele, sunteți pe un modul de a vă soluționa problemele din trecut. Din viața asta, probleme care au rămas nerezolvate, care au rămas în suspensie, care au rămas cu semn de întrebare, dar și din viețile trecute, probleme în care n-ai fost foarte sigur sau sigură de o finalitate sau poate, nu știu, ai murit înainte de a-ți rezolva lucrul respectiv și îl care acum în desaga existenței tale actuale, dar uite că se rezolvă ceva magistral, total, absolut, fabulos. E perfect în această săptămână să închizi cercuri, să închizi lucruri, să tragi linii. Foarte bine aspectată săptămâna asta. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. În această săptămână, Scorpionii sunt un pic confuzi. Legat de dragoste, legat de o investiție, legat de o decizie, legat de ceva desemnat. Și da, se vede confuzia asta pe hartă. Nu pot să o neg, nu pot să spun că nu există. Și atunci singura soluție pe care o ai este să aștepți. Pentru că dacă nu știi unde te afli și dacă nu știi ce drum să apuci și nu știi pe ce direcție să te înscrii, e semn clar, clar, super clar că nu sunt toate piesele așezate cum trebuie. Puzzle-ul nu e complet și este nevoie să mai digeri, să mai te centrezi pe o anumită acțiune sau mai trebuie să primești niște răspunsuri ca să știi cum să acționezi. Deci sugestia săptămânii acestea este dacă în orice domeniu de viață, în orice situație sau în orice relație vrei să iei o decizie, dar încă nu știi pe ce linie să te îndrepți, mai așteaptă puțin. Mai așteaptă, nu te grăbi. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. În această săptămână, să știi că ai capacitatea să rezolvi niște probleme domestice ardente,
Fie că trebuie să repar ceva în casă, fie că trebuie să te ocupi de ceva ce ține de actele casei, o semnătură contractuală, să te muți dintr-o casă în alta, dintr-o chirie în alta. E important focusul pe domiciliu, pe casă și tot ce ține de activitate domestică în următoarele 7 zile. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului, Venus, Marte, Mercur, toate călare pe semnul tău zodiacal în această săptămână și atenție că astea sunt planete personale, astea nu sunt planete care să stea lungi perioade de timp, ceea ce înseamnă că tu acum ai niște sarcini foarte importante, dar ești extrem de bine protejată sau protejat divin. Ești foarte bine protejată sau protejat divin. În sensul că trebuie să te centrezi pe rezolvarea unor lucruri rămase nefinalizate în trecut, în ultimele 6 luni de zile. Gândește-te ce ai vrut să termini și tot ai lălăit-o și lălăit-o și lălăit-o. Numai acum, în săptămâna asta, poți să rezolvi. Apoi, poți să rezolvi ceva ce ține de casă, domiciliu, orice activitate și ești foarte bine susținută sau susținut pe partea de contracte în raport cu instituțiile statului sau instituții bancare. Mă aplici pentru un credit sau închizi un credit sau parafezi un act, un document și una, o săptămână foarte bună dacă începeți un nou loc de muncă, dacă mergeți la un nou job sau vreți să vă căutați un loc nou de muncă, acum apăsați pedala de accelerație, acum e momentul. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. La mulți ani Vărsătorilor care vă sărbați săptămâna aceasta, ziua de naștere, și la voi povestea vine din direcția unei intuiții extraordinare. Deci sunteți pe modul intuiție extraordinar și sunteți pe modul rezolvarea eficientă a tuturor activităților care necesită acte, hârtii și documente. Foarte, foarte bine susținuți pe partea aceasta de birocrație. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul pești. Săptămâna aceasta, peștii au multă capacitate de muncă și aveți, nu v-aș recomanda pe un Neptun neaspectat, cum este săptămâna asta. Neptun e guvernatorul zodiei voastre și este planeta intuiției. Nu v-aș recomanda să închideți ochii și să luați toate lucrurile care vi se zic de bune, ci mai degrabă ghidați-vă după fapte, nu vorbe. Nu vorbele unui om contează, ci ce face persoana respectivă. Așa încât bazați-vă mult pe partea asta de intuiție activă și practică, nu pe intuiția aia sufletească. Lasă că îmi zice mie sufletul că să mă duc ochii legat să semnez un credit pentru prietenul meu. Nu fac asta. Deci mergi pe varianta, omul ăsta e de încredere, mi-a demonstrat. Da sau nu? Simplu. E foarte simplu. Un răspuns simplu. Da sau nu? N-ai nevoie de nu știu câte mii de întrebări. Și este o săptămână în care ai o putere de regenerare fizică foarte bună. Deci dacă trebuie să treci printr-o intervenție chirurgicală, dacă trebuie să repari ceva la tine din punct de vedere medical, dacă ai avut o răceală, o gripă, o problemă de sănătate, că na, toți suntem în sezonul, în emisfera nordică, e sezonul gripelor acum, să știi că vei avea o putere de regenerare extraordinară. Dragii mei, acesta a fost horoscopul săptămânii. Vă mulțumesc că l-ați urmărit. Vă mulțumesc că vă readunați aici în trib și în grup. Și să ne vedem cu bine și la alte filmări și la alte postări. Iar dacă îți place ce se întâmplă pe acest canal și vrei să te alături comunității noastre, nu uita să dai un like, un share și mai ales un subscribe. Dar există și grupurile de Telegram și există și grupurile de TikTok și de Instagram. În descrierea filmării ai toate linkurile posibile către accesul la aceste grupuri fără să plătești taxe sau ceva, e acces gratuit. Vă doresc o săptămână fabuloasă!